Cred că și voi vă doriți același lucru. Un singur gând vreau să vă spun astăzi. Abia aștept să aud și eu cuvântul care ne va fi spus prin frații care s-au pregătit, dar eu aș vrea să vă motivez la un singur lucru. Citesc o carte acum, Asumă-ți riscul. Și m-a motivat foarte mult în domeniul acesta să-mi asum riscul vieții. Să faci un bine înseamnă să-ți asumi un risc. S-ar putea să eșuezi. S-ar putea să nu-l faci atât de bine cât te-ai gândit prima dată, cât se așteptau ceilalți de la tine. Dar totuși, trebuie să ne asumăm acest risc și să facem cât se poate de bine. Trebuie să ne asumăm risc, cum era titlul, dragoste nebună. Să ai dragoste nebună față de ce? Dragoste nebună față de Dumnezeu. Dragoste nebună față de semeni. Atunci când poate celălalt îți întoarce cu rău, tu totuși ai dragoste nebună pentru el. Este un risc, nu? S-ar putea să suferi în dragostea aceasta. Dar acesta este gândul meu pentru voi și aș vrea să ne rugăm în sensul acesta, să spunem: Doamne, ajută-mă să-mi asum acest risc, să fac întotdeauna ce este bine, să trăiesc pentru Tine și chiar dacă voi mai fi dezamăgit, chiar dacă voi mai suferi, Doamne, merg înainte, îmi asum riscul acesta al vieții. Haideți să intrăm în această rugăciune, să ne închinăm și Domnul să ne ajute. Amin.